Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu valabilă marți 21 februarie până la ora 22, astfel că la altitudini de peste 1700 de metri vor fi perioade în care vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110-120 de km pe oră, va fi viscol și vizibilitate redusă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 70-100 de km pe oră. Intervalul menționat, local în sudul, centrul și estul țării, vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 55-65 de km pe oră și mai ales în nordul Moldovei și sudul Transilvaniei de 75-85 de km pe oră.